Cupa Satelor este un proiect important pentru fotbalul românesc. De-a lungul timpului, mai mulți jucători din prima ligă și de la echipa națională au provenit din satele și comunele României. Cupa Satelor este o competiție foarte importantă. Aproape jumătate din populația țării trăiește în aceste zone. Mulți fotbaliști importanți ai României au plecat din zonele rurale. Cupa Satelor este o competiție foarte interesantă și sunt convins că aici se vor descoperi mulți copii talentați. Cupa Satelor mi se pare un proiect interesant pentru că pot fi descoperiți copii care nu au șansa să ajungă la cluburi de fotbal și pot fi descoperiți în această competiție. Cu siguranță mulți copii talentați vor fi descoperiți. Cupa Satelor poate fi o rampă de lansare pentru copiii talentați. O competiție pentru copiii sub 13 ani care trăiesc la țară este o șansă și o provocare. Sunt sigur că din miile de participanți la această primă ediție vom regăsi peste ani fotbaliști români de succes.